Salutare! Băi, chiar ați avut dreptate, suspensia la tapere este prea rigidă și am dat o tură cu ea zilele astea pe Air Plus. Mi-a plecat frate o piatră de la rinichie din cauza suspensiei rigide. Mamă, ce durere am avut! M-am hotărât să o vând, gata, nu mai țin. Și nu știu ce să-mi iau. Oare să-mi iau un BMW seria 5? Voi ce părere aveți? Ce naiba au făcut ăștia aici, frate? N-ai cum așa ceva. Ăștia și în 2024 cu mașini care frânează singure și tot fac accidente din astea ușoare. Nu știu cum naiba au reușit, ăla mai era și Volvo, dacă am văzut eu bine. Nasol, nasol, dar niciunul, ăla n-a tras stânga, ăla n-a tras dreapta, s-au ciocnit așa ușor. Nu știu de ce au venit pompierii, habar n-am. Care să fie problema? Că nu părea accidentul deloc grav, foarte puțin sau